Ministrul Sănătății Vasile Cepoi susține că noua lege a sănătății este supusă dezbaterii publice. Ministrul a declarat că după aplicarea noii legislații, spitalele ar putea fi depolitizate pentru că vor fi conduse de consilii de administrare din care vor face parte inclusiv pacienții. Spitalul care devine o instituție nebugetară poate să decidă, fără să mai solicite aprobări de la organisme superioare, cum să se dezvolte, ce activități să desfășoare, cu cine să încheie, să aibă relații contractuale, de așa manieră încât el să devină o instituție eficientă și să răspundă nevoilor de asistență medicală a populației din zona pe care o deservește. Ministrul Sănătății a declarat că proiectul de lege supus dezbaterii conferă dreptul spitalelor publice să lucreze și în regim privat. Lucrul acesta, susține Vasile Cepoi, ar contribui la majorarea veniturilor cadrelor medicale. Acest lucru se întâmplă și acum, teoretic, și spitalele pot să facă, numai pot să facă astfel de servicii medicale pentru care să încaseze niște sume suplimentare, numai că aceste sume nu pot fi folosite pentru remunerarea celor care fac aceste servicii. Tot noua lege ar permite universităților de medicină din marele centre să administreze spitalele. Dar sunt avantaje. În primul rând vor deveni centre de excelență, pentru că universitatea va introduce acolo și va finanța din fondurile sale dezvoltarea unor servicii deosebite. În al doilea rând va exista o foarte mare flexibilitate și în același timp va exista, vor dispare unele conflicte interumane care pot să apară în astfel de instituții, pentru că se știe, medicii sunt orgolioși și unul este universitar, unul este non-universitar, toți vor fi membri ai centrului spitalic universitar. Ministrul Sănătății și președintele Colegiului Medicilor din România au prezentat proiectul legislativ câtorva cadre medicale din județul Suceava.